prins și ce deputați vom alege în perspectivă. Eu îl spune fraților că acei oameni care câteva săptămâni în urmă s-au dus la mănăstirea din Bănceni și au făcut o declarație din partea tuturor românilor în regiune, în sprijinul lui Ianucovici, ei nu mai privesc primiți în rândurile noastre. Dacă vorbim de lustrații de sus în jos, că acești oameni și la București se folosesc din mare avantaje, și la Chișinău, și la Kiev, și la Moscova, probabil excludem din rândurile noastre ca oameni civilizați să spunem bună ziua, dar nu mai facem casă comună cu această Aurică, cu acest Popescu, cu acest Costeucă, care intră ca niște spioni între noi. S-au folosit, au destule locuințe, au destule mașini, au destule. Eu cred că Dumnezeu o să îndrepte mințile lui Putin și o să oprească undeva. Catastrofa noastră națională este foarte adâncă din cauza că a rămas fără armată, fără arme. Ați văzut câți spioni sunt. Se pornește o unitate militară spre un obiectiv, dușmanii deja știu pe ce drum o să vină și lichidează. Nu se poate așa. Că da, se va trece peste Donbas, se va ajunge și în părțile noastre. Și-o mai avea ocupația rusească cum mai avut. Seara vom ști în Siberii, din nordul Kazahstanului. Cred că mulți dintre noastre știu ce declarație a făcut Rogozin. O să le arete românilor cine este aici unii locul lor în istorie. Deci suntem și noi amenințați. Deci, hai să alegem un președinte demn de istoria Ucrainei, demn de acest popor, care, da, aș zice și așa, dacă votăm pe Iulia și dacă ea trece la o lună de la alegeri, domnul Muntean să-mi binevoiască să plece la Kiev cu un pachet de cerințe, de doleanțe ale românilor în cadrul Constituției. Să pună pe masă doamna președinte, bucovinenii te-au votat, au fost doar puțini, dar votul lor a însemnat ceva, asta doresc. În primul rând, doresc dreptul la limbă. Ați văzut ce cohorte de candidați sunt în președinția lui. Toți vorbesc azi despre integritatea statului, foarte bine. Dar deocamdată niciunul nu ne spune cum vom trăi. Dacă va ajunge putar la putere, ce avantaj? Când vom trăi ca în Europa? Și domnul Muntean, este normal acum dacă avansăm prin Europa. Persoana cea mai apropiată de Iulia, aici în Bucovina, mai puneți odată problema să mai deschid aceste puncte de frontieră, la Crasnă, la Probotez. Mi se pare că e prea mare înghesuiala asta pe la Corumna, spre Europa. E prea mare, domnule, nu putem noi sta pe chiar. Pentru că au fost asemenea lucruri. Și, încă o dată, votăm pentru mânătare. Și, vedeți, patru din Oprișeni votează pentru Iulia Timoșenko sau un prezident. Nu-i chiar așa de normal, dar așa s-a întâmplat. Eu cred că nu va trece, probabil, în primul tur un președinte, va fi al doilea, probabil, dar dacă nu vom vota pentru o persoană demnă, o să-l avem din neacu-i bon. Și atunci o să o dăm noi din aibă.